într-un sediu nou, iată noi închiriem etajul 4 la clădirea care este vecinată cu ambasada Azerbaijanului și pentru că balconul nostru dă în ogradă Azerbaijan, ambasada Azerbaijanului și vedem flagul, drapelul Azerbaijanului în fața noastră, ne-am zis că ar fi oportun să facem un banner prin care să cerem libertate. Khadija este colega noastră ziaristă din Azerbaijan, care este condamnată la 7 ani de închisoare pentru simplu fapt că a realizat niște investigații jurnalistice. Apropo, ea a descoperit cu mult înainte de Panama Files afaceri de președintelui Azer în Panama, cu firme offshore, toată familia lui are firme offshore în Panama, înregistrate în Panama. O investigație făcută de ea a descoperit cum aurul din țara sa se scoate și alte bunuri și foarte mulți bani vin scut către familia președintelui. Noi am considerat de datoria noastră să facem acest banner, în fapt, prin acest banner să ne exprimăm poziția față de guvernul Azerbaijanului care încalcă drepturile jurnaliștilor, care intermițează jurnaliști, care scriu independent. Bannerul a ținut o zi, pe data de 22 aprilie a venit la noi un reprezentant al ambasadei, a zis că este de la ambasadă, nu s-a vrut să-și spună numele, deși eu am cerut și ne-a cerut în mod ultimativ să scoatem bannerul. Mai apoi a venit și proprietarul clădirii și ne-a cerut să scoatem bannerul. Noi l-am spus pentru că ne-a cerut proprietarul clădirii, dar reprezentantul ambasadei a cerut și bannerul, de fapt. A cerut să-i dăm bannerul și a cerut nume. Pe mine m-a surprins faptul că el insistent cerea nume, cine a făcut bannerul, cine l-a pus. Deci chiar mi s-a părut asta abuziv, pentru că la noi în țară așa ceva nu se întâmplă. Ori el a procedat exact cum se întâmplă probabil în Azerbaijan, unde ei pot să le ceară jurnalistul.